Las că socotesc eu la fiecare. Și pe aia dau să socotești tu, că merg eu la cumpărături, știi? Și după aia, dacă nu îți convine rezultatul, o să-ți dau să socotești tu. Bine? Că o să răsocotesc acum la fiecare în parte. Se poate? Da. Pentru că trebuie bani de recuperat și de aia. Oana, îmi dai și lista ta, te rog? Ai găsit-o? Le-am tăiat aici cu pixul. Le pusesem pe lista lui Andrei, deci astea n-au fost una, două, trei produse. Azi. Și cât are bugetul în total? 157. Deci 6 lei are de recuperat, dacă ce-am socotit eu. E 2 este aici, nu este 151, ci 152. De. De. Deci 5 lei, nu? Eu n-am nevoie de prea mult, mă uit pe liste și dau seama imediat. Fa. Deci Mariana, așa, Cristina. Era să te prea deșteaptă în fine. Ea are 162 bugetul. Uite, și zim și comunul bucătărie, comun baie și 5 lei și... Ce am avut pe listă, ca să știu? Oricum noi n-am de mușcă, pe asta, nu? Noi trebuie să luăm bani de pe cer, dar... Oana! Vezi că ai depășit la Roșii Sherry, după acum vă spun, cu vreo 10 lei. O caserolă de aia care a luat Andrei este 4 lei aproape una. E vina mea că mi-a cumpărat 6 caserole. Unde mă factura, mă, să vadă? N-are cum să fătesc. Du-te și întreabă pe Andrei că el mi le-a cumpărat. Păi l-am întrebat și pe Andrei și de-aia vă zic și vouă să știți. Uite. Păi da, i-am lăsat 12 lei, trebuia să-mi ia 12 lei. Roșii Românian. Nu mai, Roșii Sherry, azi mai ieftin, era bine. Așa, Roșii Sherry lungi nu stau. Uite, roșii, nu stau. E, nu. Păi sunt 12, 6 voi, 6 da, Andrei. Sunt? Da. 44 de lei, 45. S-o, ia foaia, uite, uite pix. Așa. Uite așa, vină încoa și nu mai nerva că mă... Păi mă disper maxim. Uite, 2 lei. 35, da, 2 lei de recuperat de acolo, cu un leu de aici și cu 149 decât... sunt 3 lei. E logic. Nu, e, dă. Vină încoa puțin să-ți arăși. Băi, Tina, uite aici pe foaie. Ia, o, frate, și acolo, socotește. Dar vină încoa să-ți arată aici. Nu mă interesează acolo. 35 și cu unul de aici, 36. Minus 2 sunt 34. Bun, e 33. 33. 33. Gina, 33 ai, să știi. Mersi. Gata. Hai bă, Tina, mă, e la mișto, după ce că habar n-ai să ții un pic să mână să socotești, mai și la mișto acum, păi mă, păi mai disperat. Bă, tu vorbești cu matematică care întotdeauna o rată, greșea cu un leu, doi lei. Andrei, tu tot timpul treci parmezanul la 3 lei și e 3 lei 90. Da, frate, nu-i corect. E 4 lei, adică nu e 3 lei. Să lași 7 lei la data viitoare. Nu, dacă asta știi pe viitor, e 4 lei, nu e 3 lei. Iam nectarine de 14 lei, dar 14 lei în cap să fii. Ok? Nu mă interesează glumele tale. Păi o să vezi când o să mă duc eu la piață. Nu ai voie să treci. Da, asta vreau să zic eu, săptămâna viitoare mergem noi la cumpărături. Da, corect. Hai mă, pardon. Andrei, eu te știu corect pe tine. Păi tocmai că sunt corect, vezi că mai sunt lăsați vreo 20 lei în plus pe listă. Da, tamă când țipi în cap, Grigore, și așa țipi tu de fel. Dar ce stai un leu pentru parmezan? Sunt la nectarine, nu mai îmi iei de 14 lei. Mireasă pe